Procurori din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Alb au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de Laszlău Petronela, acuzată de tentativă de omor calificat și tâlhărie. Femeia este cercetată în stare de arest preventiv. Conform procurorilor, inculpata Laszlău Petronela, în timp ce se afla în vizită la o femeie, în momentul în care aceasta era întoarsă cu spatele, i-a înfășurat în jurul gâtului un cordon de la halat și a strâns cu putere până când victima și-a pierdut cunoștința. Apoi, profitând de starea de inconștiență a victimei, i-a sustras un telefon mobil, o haină de blană, un costum, un telefon fix și cheile apartamentului, bunuri în valoare totală de 3.000 de lei. Investigațiile au fost efectuate cu sprijinul ofițerilor de poliție din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia. Cercetările continuă pentru lămurirea cauzei sub toate aspectele.